Shelly susține că a fost aseară la tine, e adevărat? Aseară? Mhm. A fost, da, a fost, a fost. Da? A fost, a trecut, da, da, a stat ceva. Răspuns nesincer. Hei, o salut, eu sunt Shelly! Sunt aici cu Gami, fraților, sunt aici cu șoferul, frumos, știți deja, permisul este pe dreapta. O să întâmple foarte, foarte multe lucruri în vlogul ăsta, am foarte multe lucruri pe care vreau să vi le povestesc. Mergem acum să-i rom pe Ștefi și pe Quick, dar înainte de toate trebuie să vă arăt ce am făcut cu zmoară, pentru că am făcut cel mai tare experiment. Faci dreapta, da, aici. Am făcut practic testul frăției, testul prietenilor mei adevărați cu adevărat adevărați, da? Pentru că am pus-o pe zmoră să-i sune și să-i întrebe dacă e adevărat că am fost la ei în seara precedentă. Asta fiind clar o minciună, adică eu n-am fost la ei în seara precedentă. Dar zmoră a pus mâna pe telefon, i-a sunat, hai să vedem ce au răspuns ei. Și tu, Garnică, și tu ai fost în video. Uuuu! Nu? Gata, 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 nu mai țipa, gata. Ce faci? Uite, fac asta, nu? Bine, auzi, am și eu o întrebare. Shelly susține că a fost aseară pe la tine. E adevărat? Da. Da? Da, am băut bere, fără alcool. Și ce ați mai făcut și până la cât a stat? Păi că am uitat la un film așa ca frații. Și că m-am uitat, nu știu cum ați cantat, la vă două. Păi la unul era acasă. Păi la unul, eu mai știu la ce oră a plecat. Am înțeles, da. Mișto, mișto. Foarte mișto filmul, chiar îți recomand. Mă, cum poți să mă minți? De ce mă minți? Sunt cu Shelly lângă... Nu poți seara acasă la mine. Sunt cu Shelly lângă mine, cum poți să mă minți? Păi da, chiar a fost. Da, am fost, cred că am fost, dacă e. Ești cel mai tare, te pup, mersi nu, că... Nu, 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 oficial nu mai suntem prieteni. Mersi că îmi ții spatele, strong acolo, te pup. Hei, ce faci? Hei, uite bine, tu ce faci, ce faceți? Unde sunteți, legami? Nu, suntem acasă. Auzi, am și o întrebare. Shelly susține că a fost aseară la tine și că, mă rog, a fost la un pahar, e adevărat? Da. Da? Da. Interesant. Și până pe la ce oră a stat? Până la 12 jumate. 12 jumate? Păi la 11 era acasă. Nu, nu știu, am mâncat mult și nu mai țin minte de astea. Nu a fost, da. Doamne, de ce mă minți? De ce mă minți? De ce mă minți? Bun, ai sunat pe Gami, ai sunat pe Mădărin. Eu zic că e momentul să-l sun pe Claudiu. Știi vorba aia, dacă nici el atunci cine? Mă? Te pup, ce faci? Ce să fac, uite, fac așa, tu? Mă, sunt un pic supărată. Ascultă-mă, zi-mi sincer, Shelly susține că a fost aseară la tine, e adevărat? Aseară? Mhm. Uh-huh. A fost, da, da, a fost, a fost. Da? A fost, a trecut, da, da, a stat ceva, că tot am mai vorbit noi despre... despre prea, mi-am mai povestit eu, că nu ne-am văzut de vreo două săptămâni. Am... Am stat de vorbă cu el, da. Mm, am înțeles. Că nu venea să cred. Gen, el plecase de acasă și a stat super mult plecat și l-am sunat și nu mi-a răspuns deloc la telefon. Și când s-a întors... Am mai avut noi telefonul prin living, am mai stat pe terasă, că... am stat pe terasă, dar am vorbă, că am zis mai stat și pe terasă și cred că am avut telefonul prin living. Am înțeles, am înțeles. Că nu-mi venea să cred. Mă gândeam, mă, dar știi că el răspunde de obicei la telefon, că stă non-stop cu el. Da, și băi, da, e ciudat că el stă toată ziua cu el în mână, dar când ne-am mai văzut de ceva vreme... Da, înțeleg, înțeleg. Da, lasă, măcar m-am liniștit. Da, e ok. Ești numărul 1, frate, te pup. Ești top mondial, numărul 1. Sufletul meu, știam eu că pot să mă bazez pe voi. Deci erai ultima persoană la care m-aș fi așteptat să mă mintă, Claudiu, m-ai dezamăgit. Sunt tristă. Bună, te pup, sunt smără, te deranjezi? Nu, nu mă întorc, ia zic. Am crezut că e Shelly, am crezut că a putut ceva. Nu, Doamne ferește. Dar ascultă-mă că te sun și eu cu o problemă. Că ne-am certat toată ziua și nu mi-a răspuns la telefon și mi-a zis după că a fost pe la tine și pe la Babs, pe la voi. Și mie nu vine să cred, adică mie mi se pare cam suspicios.
Și am vrut... Azi e 2 aprilie, știi, nu? Da. Păi prank-urile se făceau ieri. Păi dar nu e niciun prank. Bă, dă-i, lasă vrăjeala. Haide mă că remiroși, Doriane, remiroși prea... Ai nasul ăla mare, rotă, tot miroși. Spate, băiatul meu, sunt asigurat. Le mulțumesc oficial tuturor prietenilor mei, sunteți numărul 1. Să continue vlogul, fraților. Deci se pare că am niște prieteni extraordinari. Îi pup pe toți frații mei care au răspuns la telefon. Acum, cum ar spune Gami, avem undă verde, băieți. Crezi că eu te-aș înșela vreodată pe tine? Nu. N-am avut niciodată problema asta. Avem undă verde, băieți. Glumesc. Mergem acum să ne vedem cu Ștefi și cu Quick, pentru că a venit Quick cu o idee de video foarte tare. Să facem un server de Discord, să vă dăm vouă link-ul și voi să ne spuneți nouă glume. Să vedem cât de bune sau cât de proaste poate să fie glumele voastre. Și eu sunt totuși optimist. Adică eu cred că o să fie niște glume bune și un umor de maximă calitate. Clar o să fie, îți dai seama, da. Știți că în ultimul vlog Gami mi-a vandalizat casa. Mă, vandalizat e mult spus, dar mi-a lipit o felul de chestii prin casă și mi-a pus fețe de pernă cu el la grătar și mi-a pus poze în duș cu el și așa mai departe. Eu am venit cu treaba acasă și în fine când am descoperit ce s-a întâmplat la mine acasă, am zis: "Bă, voi ați făcut dezastru, voi să faceți curat." Vedeți pe vlogul meu în câteva zile. Au mai rămas poze pe care ei nu le-au dezlipit și de care se eu nu aveam de unde. Dacă e. Eu nu aveam de unde să știu, deci ca să înțelegeți, eu am două băi în casă, o baie eu nu o folosesc, o folosește zmără. Zmără e plecată la Craiova. Și atunci n-aveam de unde să știu că în baia aia mi-au lipit o poză cu Gami cu un pupic, da? Și de asemenea fețele de pernă cu Gami grătaragiu, aici recunosc și greșeala mea, nu le-am înlocuit. Bun, acum Gami nu știu dacă știi de treaba asta, dar eu mi-am luat o femeie nouă de curățenie, care a venit fix ziua următoare după ce ați plecat voi. Și stătea și a găsit pozele. Da, stătea la calculator și la un moment dat iese doamna de la curățenie, înțelegi? Iese cu poza cu tine cu pupicul și zice: "O arunc maică pe asta sau?" Mamă, mi-a picat nu fața, cred. Mi-a picat fața, ești nebun? Și după aia mi-am dat seama că aveam și fețele de pernă. Și la final, la un moment dat, dădea cu pronto pe birou la mine frumos și mă întreabă așa: "Auzi, maică, dar prietenul tău e gay?" Bă, da. Mi-a picat fața. Ce să-i mai explic eu că, domne, că prank că pe YouTube vlog, că stați, că facem un prank, că a fost o filmare. Nu, femeia este 100% convinsă de faptul că iubitul meu secret este Gami. Cea mai ciudată experiență pe care am trăit-o, vă jur. Deci cea mai ciudată. Nu știu dacă ne vedeți pe toți, dar sunt aici cu Quick, Ștefi, Gami, Ioana și Maria Negoiță. Când vreodată, când vreodată. Sunt cred. Zmărei la Craiova și ar fi dorit și ea cu siguranță să participe la acest super video în care voi ne spuneți glume. Ștefan, a intrat Ștefan. Ne-a auzit Ștefan? Salut Ștefan. Salut Ștefan. Ștefan. Salut Ștefan. Nu, el e pe mă. Ah. Ștefan. Așa. Ștefan a intrat să ne facă un banc de semne, da? Știți de ce femeile se scarpină la ochi dimineața? De ce? De ce? Pentru că n-au c*** să scarpe. Atât s-a putut. Da, după posibilități, mulțumim Maruschi. O să te trece și pe tine pe caiet aici. Poate fi data viitoare. Dar de ce treci pe caiet? Ma, să vină data viitoare cu gluma. Da, corect. Deci, bun. Glume pe datorie. Hai cu gluma aia, monstru. Hai că vine. Știi cum trebuie să dai la b***? Cum? Cu lumina stinsă. De ce? De ce? Ca așa trebuie. Mă, de ce Emilu? Dar de ce? Explică-mi. Explică-mi, dar de ce? Deci... o secundă. S-a emoționat, uitat gluma. Băiatul și-a uitat gluma, băieți. Dar dacă v-ați adus voi aminte gluma, dacă aveți o glumă bună pe care vreți să o împărtășiți, lăsați-o acum în comentarii. Pun eu iubitei mele: "Ce faci?" Ea răspunde: "Ascult muzică și mă gândesc la tine." "Vai, ce frumos și ce melodie ascult." Iar eu, așa îndundurat: "Veșnică pomenire." Asta chiar s-a întâmplat? Eu știam gluma asta. A, da. E gluma, părea real, așa. Mi-am comandat un câine din China, îl cheamă Cuțu. Okay. Acum o să spun și gluma. Ia, o așteptăm cu nerăbdare. Tobele, vă rog. De ce s-a retras robinetul de la Olimpiada Instalațiilor? De ce? Că era prea multă presiune. O zi superbă. Sărbători fericite, sărbători fericite. Un băiețel merge pe stradă cu degetul nas și peste un timp dispare. De ce? De ce? Îl mâncase nasul. Hmm.
Rând cu rușine. Da, din păcate o să mai notăm încă pe cineva și pe caietul de sărbină cu glumele data viitoare. Zi. Care e diferența dintre un cuib și o toaletă? Un cuib? Da, dintre un cuib și o toaletă. Care? În cuib ouă le stau, în toaleta târnă. Bă, asta bună. Bună. Ce a zis vulpea la arici? Ce? Bașu p***a de aici. Bă, de veche gluma asta încât am uitat-o și am râs pentru că ne-am adus aminte de ea. De atât veche gluma asta, eu nu știam că nu eram născut. Încep eu? Da. Am o glumă, bă, dar proastă. Da, are microfon. Cu asta eu, nu? Bă, dar ești pe Marte. E în fața blocului la interfon, deschide-i. Scrie pe microfonul. Scrie pornit omul. Zi, mă. Zi mai rar. Urzit? Da. Stai că nu te auzi. Dar de pe ce? Ia zi, e oxigen pe Marte. Scoate microfonul din gură. Și zi așa, mai calm. Zi mai rar, mai rar. Hai să auzim. Grumaru, vrei să spui tu prima glumă? Na, underscore, fără, zice pe... Salut. Salut. Salut, salut, salut. Ce ne gătești astăzi? Cum se numește o blondă abia ieșită din duș? Cum? Prostie curată. Neața. Frumos. Frumos. Zici și tu, fără stres. Fără stres. Fix ca mine. Și acum a fost și Kagami. Wow! Bun, ia. Nu are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, așa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul, ia zi bulă, obișnuie să fumezi bulă. Așa și așa. Dar cât înseamnă așa și așa? Păi cam 4 pachete pe zi. Dulciuri mănânci? Așa și așa, cam 5 ciocolate pe zi. Săratul mănânci? Așa și așa, cam o somniță pe zi până în mâncare. Așa, dar de băut bei? A, da, de băut beau. Un minut. Știi cum a fost gluma asta? A fost așa și așa, proastă. Eu sunt clasa 11-a, la anul dau bacul și revăzut la facultate. O să le fac toate de drumuri și poduri, dar cum e podurile rămân pe drumuri? L-ați prins-o? Da. Și eu o să mă duc la facultate la Academia de Vlogging al lui Shelly. Cred că e mai bună gluma asta. Deci da, cam astea au fost glumele, dragi prieteni. Sper că nu v-a luat prânsul la acest videoclip. Ca întotdeauna nu uitați că aveți Academia de Vlogging la reducere doar pe Shelly.ro. Și mai sunt doar câteva zile de valabilitate pentru pachetul VIP. În câteva zile acest pachet expiră și nu mai poate fi achiziționat. Pachetul VIP e acela în care ne întâlnim pe Zoom și avem o discuție. Și plus de asta, oricine are diplomă, indiferent de pachetul achiziționat, poate câștiga concursul din vară și se poate întâlni cu mine ca să facem un vlog împreună pentru canalul lui. Și dar deoarece acest vlog este aproape fumat, v-aș ruga să dați un mare pum butonului de like, să-i dați un share pe story, pentru că ne ajută tare tare mult, dacă încă n-ați făcut-o să vă abonați și poate lăsați și voi o glumă mai bună în comentarii. Pa!